aș fi vrut să vă dau sau să trec ca, ca întâmplare veche. Schimbarea viceprimarului din, din Giarmata, dar constat că inclusiv aseară, la ore târzii, a avut loc o a treia hotărâre de Consiliul Local al Comunei Giarmata, prin care viceprimarul Carabulea a fost înlocuit cu Florin Farcaș. Spun că în firescul lucrurilor ar fi trebuit ca un primar care dorește să poată guverna, să poată conduce prin intermediul Consiliului Local destinele unei primării, să înțeleagă că cu doar 5 consilieri locali nu poate conduce un consiliu local din 15 consilieri. Nu înțeleg de ce se cramponează de asemenea de persoane și nu de principii, nu înțeleg de ce nu a inițiat dialoguri cu toate formațiunile politice, nu vorbesc de formațiunea mea. Dacă avea alte variante, se putea adresa, cum se spune în românește, te faci frate cu dracu până treci puntea. Ideea este că prin această tergiversare, prin această punere de 3 ori pe ordinea de zi a votării înlocuirii viceprimarului și numirii unui alt viceprimar, a făcut, pe de o parte, să se piardă timp care putea fi folosit pentru a fi bun gospodar, dar pe de altă parte garantat, și nu elimin deloc acest risc, să creeze animozități, să creeze ostilități între formațiunile politice de acolo. Ba mai mult decât atât. Am înțeles că această tensiune este întreținută artificial de ceva șefuleți de nivel 5, 6, 10, nu se știe cât sunt, care, din dorința probabil de a se face vizibil, de a se face, plăcuți, se poate arăta șefilor că, uite, m-am bătut, dar nu s-a putut altfel, să ajungă, nu să ostilizeze la nivel local, să ajungem să ostilizăm colaborări, eventuale colaborări chiar și la nivel județean. Dacă aș fi mai puțin rațional, aș putea să cad în cealaltă extremă, să zic că, pornind de la acest exemplu concret, să încep acum să schimb majorități doar dacă din calculul aritmetic a rezulta această posibilitate din partea partidului nostru. Ce ar însemna acum să dau niște exemple aleatorii, să mă apuc să schimb viceprimari prin Sân Andrei, Sat Chinez sau oriunde în altundeva unde am 3-4 consilieri și ar depinde de mine, ca să nu mai pomenesc de Șandra, să nu mai pomenesc de alte localități. Am zis, nu doresc ca acesta să fie singurul argument, doresc să cresc lider local, doresc să sprijin acei consilieri, acei președinți de organizații locale care au potențial să devină următorii lideri locali, următorii primari, dar dacă se continuă cu asemenea șicane, cu asemenea pietricele băgate în pantofi, nu văd de ce, la rândul meu, să nu mă fac simțit ca și competitor, ca și luptător pe între forțele politice de aici și să nu îmi arăt mușchii, cum se zice, dacă aceste neînțelegeri ale realităților politice vor continua. Din alt punct de vedere, sunt sigur că Florin Farcaș va fi un viceprimar mult mai bun decât a fost cel de dinaintea lui și locuitorii din Giarmata vor constata că tot ce s-a făcut va fi spre binele lor, vor avea un gospodar mai bun. Să sperăm că funcția lui va fi golită de atribuții. Sunt sigur că acest lucru se va face tot prin hotărârea de Consiliu Local și vor avea grijă să nu cedeze din prerogativele pe care le-a avut până acum actorul viceprimar.